Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Overwatch. Astăzi mă gândeam să începem o nouă serie, fraților. Practic, ce vreau eu să fac era să joc jocurile pe care le joc eu de zi cu zi pentru a posta mai des, pentru că eu mă joc și alte jocuri în afară de Clash Royale și nu m-aș putea juca doar Clash Royale. Deci am zis, hai să băgăm și o serie de Overwatch, pentru că acum că mi-am făcut și upgrade-ul la PC și gen am un PC mult mai bun, pot să mă joc fără probleme, putem să jucăm și Overwatch fără nicio grijă. Hai să dăm un quick, de fapt nu vreau un quick play. M-a băgat pe quick play deja. Ideea este că eu joc destul de mult Overwatch și poate putem face o serie în care să jucăm meciuri și chestii din astea, să ne distrăm împreună. Să sperăm că o să vă placă. Da, hai că m-a scos. Hai că mai bine băgăm. Nu, no, ok cu quick play. Deci, dacă mai vreți episoade în continuare, chiar aș aprecia foarte mult de, dacă ați apăsat butonul de like, să strângem și noi peste, nu știu, 200-300 de like-uri. Hai să vedem dacă putem să strângem peste 300 de like-uri. Deocamdată este chestia aia în care trebuie să așteptăm să vedem să se încarce practic din, să ne găsească un match, pentru că nu-ți găsește un match instant. Asta este o chestie știută. Îți găsește un match puțin mai greu. Nu înțeleg încă de ce și care este treaba. Adică ideea e că te pune în skirmish ăsta. Oricum eu am level 14, n-am mai jucat destul de mult timp. Uite-l pe ăsta. What the fuck? Gata, te-am înghețat. Bun. Deci n-am mai jucat extrem de mult timp Overwatch, dar parcă mi s-a făcut așa dor. Uite, dacă am putea juca pe mapa asta ar fi genial, pentru că mie personal îmi place foarte mult și o și știu bine. Și mi s-a făcut așa dor de el, am level 13, la level 25 putem să jucăm și meciuri competitive, ceea ce o să fie foarte, foarte tare. Deci clar ne vom putea distra rău de tot cu jocul ăsta, o să vedeți. Și o să mai filmăm, nu știu, știu că o să mai filmăm și FIFA și o să mai filmăm și jocuri mai găsim, jocuri de-astea mai noi, jocuri mișto oricum. Dar să nu credeți acum că seria de Clash Royale o să iasă din funcțiune. O să postăm Clash Royale în continuare, regular, normal, tot o să fie distractiv. O să ne jucăm în continuare Clash Royale, mă scuzați pentru lumina neaprinsă. Deci o să ne jucăm Clash Royale, nu o să fie nicio problemă. Pii mai jos ca să mă vedeți și voi. Deci noi atacăm. Dacă atacăm mă duc cu McCree. Deci avem și ăsta și, deci avem Soldier și Farah. Păi dacă atacăm ar fi bine să-l iau ori pe McCree, că joc bine rău de tot cu el. Tank avem, bă, deci un tank e foarte important, e important să avem și un din ăsta. O, avem prea mulți atacanți. Ne trebuie și cineva gen de defense, gen Hanzo. Cred că cu Hanzo aș face treaba meciul ăsta, nu știu, simt așa că cu Hanzo ar fi chiar bine. Ori aș putea cu Hanzo, fiind foarte bun, nu știu, vedem. Hai să vedem, să sperăm că, deci Hanzo e ăsta cu arcul, știți, sper că știți cu toții. Dacă e, bine, ne putem juca cu toate caracterele, dacă poate nu știți voi, nu le știți pe toate și vezi și voi să le vedeți. Putem juca Hanzo, putem juca un attacker, eu zic să jucăm un attacker, eu zic să jucăm McCree match-ul ăsta, pentru că e mult mai distractiv, credeți-mă pe mine. Plus că noi trebuie să atacăm, deci, eu cu McCree joc destul de bine, dau bine rău de tot cu el, chiar îmi place cum joc. E unul dintre campioni cu care chiar mă descurc, sau eroi, sau cum se numesc ăștia din Overwatch. Ia uite, bune bun asta. Asta e campionul ăla, oarecum nou. E nou pentru mine, că eu, gen, când a apărut ea, atunci că m-am lăsat de joc și acum am revenit. Bun, o luăm pe aici pe sus. Băi, sunt tare pregătit, de-abia aștept să-i dăm drumul. Deci noi trebuie să escortăm chestia asta și practic trebuie să atacăm pe ei. O să aibă mulți tanci, asta e ideea, de-aia ne trebuie mulți atacatori cu mult damage. Și Hanzo nu cred că era chiar potrivit, pentru că nu prea trebuie să apărăm absolut nimic. Noi trebuie să dăm damage, știți? Și cu Hanzo nu prea iese așa ușor. Cel puțin pentru mine. Ok, hai să vedem. Unde, unde? Ok, bun, bravo, bravo, l-am eliminat. Mă rog, cred că am luat assist. Mamă, ce e acolo, mâncați ăștia. Mamă, m-a lăsat loc. Ok. Bun. Ăla-i damage-ul, tati. Bun, hai să iau repede niște, să iau niște viață în aia, să-mi încar viața. O să iau pe aici pe sus, pentru că știu mai multe locuri mișto pe, uite niște viață. Bun, o să iau pe aici pe sus, pentru că pot să iau pe ăștia prin surprindere dacă o iau pe sus. Să mă grăbesc totuși un pic. Uite-l pe Genji, cred. Cred că era Genji, nu? Asta e Fara. Ok, hai să vedem. Ia că am ajuns. What the fuck, ce mi-a făcut? M-a rupt. Doamne, ce l-am rămas. M-a făcut un pic fata. Nu i-am dat EU, dar nu l-am dat de prost, nu că... Și că am uitat. Opa, așa. Bun, viață full.
chiar aveam nevoie. Bun, deci am ajuns la prima parte, la prima locație unde trebuie să ajungem. E destul de ok chestia asta. Hai să vedem cum îi dăm la ăsta damage. Mamă, îl facem praf, dar nu l-am omorât, dar e ok. Mai este așa. Mamă, a venit asta. Asta e nebună. Rău! Nu vrei să te bați cu ea. Ok, o să... Ok, bună, a murit, e explodat ăla. What the fuck, ce greu de prins la distanță. Cu toate că McCree e bun rău de tot la distanță, dar e destul de greu totuși de prins. Bun, fiți atenți la asta. Mi-am mirosit ultimata din greșeală, am apăsat pe click dreapta cu ultimata, nu știu foarte bine să o folosesc, v-am zis că am level 13, nu sunt expert. Joc ok, dar puteam să fac totuși altceva. Bun, deci merge destul de bine cu McCree, dar acum văd că nu are nimeni pe Tracer. Iar eu cred că am putea juca foarte bine dacă mă avea o Tracer în echipă. Hai să vedem, o să mă duc cu Tracer după ei. Cred că e victorie, mai avem încă 5 minute la dispoziție, iar noi deja aproape am ajuns la al doilea punct. Mamă! Ok. Na! Nu l-am văzut pe ăla. E ok. Au soldier, asta e nașpa. Nu, ce mă doare gâtul. Dacă puteam să am și o soldier, era altceva, dar nu pot, că îl are cineva de la noi deja. Și nu am soldier-ul eu. Și joc destul de bine cu soldier-ul, asta e chestia. Și puteam să le dau damage destul de mult, dar... Și puteam să-i și omor chiar. Vedeți pe ăla acolo. Eu cred că o să iau pe aici pe sus. Da. Oh, pot să sar, da. Bun. Adică eu sunt aici, iar ei, practic nu sunt aici, ei sunt afară. Ce prost sunt, ok, trebuie să iau înapoi. Deci, pentru că ei ne dau contestul acum, iar eu pe aici trebuie să iau. Nu joc deloc bine cu ea, dar acum o să am ultimata, deci nu se merită să o schimb. Pe ultimata e destul de greu oricum să pierzi. Mamă, ce bine joacă Hanzo al lui. Ai lor. Oli. Bun. Bun, hai să vedem. Du-te de aici, de fraier. Ok. Mamă, cât îmi dă ăla. Mamă, asta-i nașpa la tipa aia, că ea... Nu, pe mine nu m-a prins. Ok. Hai că mutăm payload-ul, e bine. Mută-l mai mult. Ia viața asta, că rămâi fără. Mor, mă, fraiere. A murit? Da, nu. Bun. Acum a murit, în schimb, e bine. Repede să-mi iau viața de aici. Ok. Cred că am un spot destul de bun unde stau. Mă țin aici și gen dau în ei. După aia mă duc și-mi fac viața dacă e ceva. Mamă, destul de low. Bun, luăm viața. Am plecat, mă întorc. Bun. Ok, e noastră, e a noastră. Nu mai știu cum o cheamă pe tipa aia, mov. Explozie. Bun, l-am bătut pe ăsta lor, care e foarte puternic, deci e bine că l-am bătut pe... Cum îl cheamă? Am și uitat. Bastion, l-am bătut pe Bastion, ceea ce e foarte bine. Bun, acum mă duc cu Reaper-ul. Nu, no, hai cu Genji. Genji, bă, nu știu foarte bine Genji, recunosc. Dar e OP, bă, dacă știi să joci Genji, poți să-ți rupi adversarii, jur. Deci, oh, hello. Poți să sar dublu, poți să faci foarte multe chestii cu el, jur. A, l-a omorât ăla. Unde e, mă? Cine trage? Unde e, mă, asta? Bă, ce? Mă bate, ăsta, 1 vs 1 mă bate tipa asta. Da, nu prea știu Genji și mi-e frică. Dar oricum, cred că oricum câștigăm, nu mai e mare problemă. Mă duc Reaper sau... Mă duc cu Winston, fiți atenți. Nu știu dacă știți, eu joc bine rău de tot Winston. Bine, nu știți.
care dădeai, mă, cu V? Cu V dai cu pumnul dacă e ceva. Ai și un buton cu care te să lovești, normal, nu? Că doar ești maimuță. Ești Winston. Îmi plac puterile lui Winston, chiar e șmecheră. Dar nu am ultimata. Am plecat. Am luat viața. Ai mai vin și ei sau? Fiți atenți. Mă mor, dă-te în jet. Mamă, ce puțin dau. Deci am un damage așa de slab. Deci Winston e naș paro de tot uneori. Winston nu poate să-ți bată decât atacării. Defenderii nu ți-i bate, are prea puțin viață. Damage, pardon, are prea puțin damage. Unde e asta? Bastion ăsta e enervant rău pentru noi. Hai mă, că încă puțin mă și câștigăm, hai. Bun, l-am scos pe soldier. Bun, și pe asta. Ce-i cu damage-ul ăsta, Winston? Nope. Nope, I'm not here. I'm not here. Nu-s aici. Mamă, iară ăștia. Serios, te bați cu mine? Serios, serios. Deci serios, tu te bați cu mine? Oh my god, m-au bătut. Bun, deci nu pot cu Winston. Stai să zic, am 75%. Nu știu dacă se merită să-l păstrez pentru că am ultimata după. Și cu ultimata lui Winston pot să fac ravagii. Gen, pot să-i bat pe toți dacă mă chinui un pic. Asta e ideea. Ok, hai să vedem, fiți atenți. Hai mă, că trebuie să putem. Trebuie să putem, mă, că suntem bărbați, suntem bărbați. Let's go. Ok. Doar pun să iau. Hai să iau pe aici, pe aici. Am câștigat, ok, am câștigat, GG. Bun, e victory. Am dus payload-ul, escorta, practic. Bun, cred că ar mai merge să mai băgăm un match. Bine, să putem să facem episodul foarte lung. Dar ar mai merge un match. Deci tipul asta a făcut play of the game. Asta e problema, că ne găsești foarte greu uneori meciurile. Ia mă, Masters, ce ai făcut? Mamă, cum le-a dat aici, asta e ultimata ei. Și efectiv, ultimata e prea și mai chiar, fiindcă stă pe loc și trage de acolo. Triple kill, direct. Tripuri kill. Tripuri kill. Stai azi, Tim? Mă, ce să zic, băieții. Pe cine să votez? Pe Gubfan, pe Oli, pe Masters? Hai, pe votez pe Masters, fiindcă ne-a jucat bine. Hai să vedem acum, Deci am făcut level 13? Da. Da, level 13 este al nostru și un pic din 14 deja. Ok, deci avem acum niște loot box-uri din astea de deschis, dar nu mă interesează, sincer, nu vreau să deschid loot box-urile. O să fac un video separat în care le voi deschide. Cine știe, dacă vedem dacă vă place vouă. Hai să vedem dacă ne găsește încă un match. Bun, deja ne bagă în skirmish. Deci deja ne-a băgat în skirmish. Aici ne jucăm cu Fara în skirmish de obicei. O să mai... Deci asta e mișto că te bagă destul de repede. Gen, oarecum e nașpa că trebuie să ieși și te bagă în skirmish-ul ăsta și după te bagă în altceva, mare Ferrari ce e aici. Bun, și știi, dar e oarecum... Dar cu Fara, jucați în skirmish cu Fara, fiindcă puteți să săriți foarte sus și puteți să mergeți peste tot și să vă distrați. Că tot n-aveți ce face în skirmish și na. Uite-l pe ăla, e cu verde, bă, el. De fapt, toți suntem cu verde. S-ar pe casa asta? Ia. Yeah. Nu pot să aluneci. Urăți chestia asta, mi se par stupide. Doamne, ce mișto e și harta asta. Păcat că nu putem juca pe ea. Lol. Bastion, nu-l suport. Deci Bastion este super enervant, jur. Este unul de cei mai enervanți. Hai să o luăm pe Sombra, fiindcă are un super speed. Se face invizibilă și bagă viteză, nu glumă. Fiți atenți. Pe unde iau? Ia stați. Uite pe aici. Fiți atenți. Ia uitați viteză pe ce are Sombra. Invisible și alergi cu ea. Și ideea e foarte tare, fiindcă poți să hack-uiești chestii. Uite. Fac așa. Inițiam, dar nu știu ce, am luat asta, hack. Bun, și eu acum nu mai pot să folosesc și știți cât de desîncarcă după ce ai hack-uit-o. Și acum eu efectiv pot să hack-uiesc pe cineva dacă vreau. Uite, pot să mă duc la Hanzo, care în momentul ăsta nu mă vede. Ia, unde e? A, l-a băgat în mei sau ce? Nu mă prind, a ieșit el, cred că. Ok. Hai să vedem. Bă, ce face mă ăla? What the fuck? Hacker sau? Sau sal, că nu mă prind. Ahorita regreso.
Uite, și asta e foarte tare, gen mă duc undeva, după aia apăs pe E și pot să mă teleportez. Asta mă enervează că uite, știu că trebuie să stau pentru un match. Dar de obicei nu stai atât, asta mă enervează, acum stau mult. Și stăm aiure așa. Stăm de dragul de asta. Uite ce mișto e locul ăsta, pe aici dacă vreau să intru, intru. Sau nu intru, nu intru. Nu intru, am înțeles, nu mă bag. You don't mess with Sombra. Na, nu puteam să fac nimica. Hai frate, ne bagă și pe noi. Finding the game while skirmishing. Deci fii atenți că nu ne găsește meci. Dacă e, dacă nu e să ne găsească în cheie episodul. Pentru că efectiv stăm aiurea. Și asta e destul de nașpa. Ok, deci e destul de nașpa chestia asta. Pun asta aici. Ok, hai că ne-a găsit. Într-un final. E un episod de 20, o să fie un episod de 30 de minute aproape. Două meciuri, dar na. Deci noi facem defense. Ok, deci facem defense, facem defense. Hai să joc cu cineva cu care știu. Nu știu cu toți campionii, recunosc. Deci, cu siguranță o să mă duc cu cineva gen, nu știu. Aș lua pe Hanzo, cu Hanzo știu bine, dar și Bastion rupe dacă știi cu ea. Widowmaker e mișto rău. Hai să jucăm Widowmaker. Hai să jucăm, încercăm Widowmaker match-ul ăsta. E destul de OP, pentru că poți să te pui într-un colț și practic să fii sniperul tuturor. Tragi în toți, n-ai nicio treabă, te doare la banană. Dar și dacă nu ți iese... Și dacă nu ți iese, nu ți iese și e nașpa, zic eu. Ok, hai să vedem. Hold the phone. Orb of Harmony gained from nu știu ce. Am înțeles. Oh, jucăm pe fix pe harta asta pe care am vrut eu să joc. Super. Și te la asta. Veți vedeți și Watchmaker? Hop. Și pot să mă trag acolo. Ok, hai să vedem. Deci noi trebuie să apărăm fix locul ăsta. Se pare că echipa mea vrea să stăm aproape de locul unde de unde ies ei. Deci o să facem chestia asta, pentru că dacă toți se duc acolo, nu pot să rămân eu singur aici, nu? Eu vorbesc între ei, sunt prietenoși. Many good soldiers, am înțeles. De unde ies, mă, fraierii? Trebuie să-i găsim ultimate charging. Pe aici așa? Pe unde-i găsim? Te trag așa, am și de ăsta. Ah, uite-i pe aici, ok, am înțeles. Deci fix aici stau, fiți atenți. Sniper de sniper. Deci asta e chestia, că cred că ies și până astea, asta e problema. Asta mie frică. O să stau pe control așa. Ciucit. Au Reinhardt. Am scos pe cineva, dar am dat din assist. Dar mor, mă, fraier, odată. Trage după mine cineva. Ok. Ah, ce-am ratat ăla. Mamă, mamă, cât de aproape. Mamă, cât de aproape să-l omor. Și am și ultimata acum. Și ultimata mea, din câte știu, rupe tot. Gen, dă un sniper care rup totul. Dacă te știu când să folosesc. E ok, deci avem Widowmaker cu ultimata deja. Tipii nici măcar nu s-au mișcat. E destul de ok. Nu e cât de OP e tipa asta, deci o iubesc. E destul de șmecheră. Hai să vedem. Nu știu dacă au avansat și cât au avansat. Ah, noi încă întâi te să apărăm au. Lol, deja s-a acolo, serios? Ok, hai să vedem. Na, cu cine, nu, e plin aici, au tanci mulți, au de toate, ok, deci dacă au tanci, hai să vedem ce avem noi și ce ne trebuie. Deci noi n-avem damage. Deci avem numai defense, frate. Ok, mă duc eu pe damage. Am ultimata încă, e bine să o păstrez. Ok, o să păstrez ultimata. O să joc cu ea pentru că am ultimata încă. După runda următoare, de fapt de runda următoare cred că nu o să mai joc cu ea. Pentru că ne 39 damage totuși. Uite, uite de prost ăla, dacă știa să joace, noi puteam să câștigăm super frumos. Știu chestia asta. Ce ai, mă, pe tine? Ai draci? Ok. Hai să vedem. Bă, deci, mamă, și cât de lău era și am tras în... 2 HP l-am lăsat când m-a omorât, serios? Oh my god. You gotta be kidding me.
să vedem. Cum dau cu ultimata asta? Nu știu ce face. Că stau, uite aici. Fiți atenți. Oricum, deocamdată n-am în cine să trag atâta chestia. Mamă, tăticule, unde ne ducem noi? Ne-a rupt asta aici, tâmpit. A murit ea, dar... ăla a explodat și ne-a rupt. Da, pierdem. Am făcut infra site-ul. Bravo, mă, hai, explozie. Nu, trebuie să schimb neapărat ăsta, le iau pe Reaper. Reaper, îi dăm cu Reaper, hai, vă rog eu, țineți un pic punctul. Țineți, vă rog frumos, punctul, pentru că se joacă deplorabil. Deci, este un meci deplorabil, cel puțin pentru echipa mea. Bun, hai, repede, Reaper, repede, du-te. Bun, trebuie să mă grăbesc, du-te. Ok, hai să vedem. Avem armură, e bună asta, e bun rău. Mamă, ce nervant. Nu pot pe acolo să mă teleportez, ce nașpa. Mă duc acolo, dacă nu pot acolo. Ia să vedem. De aici dau, fiți atent. Mamă, ce m-a simțit! Du-te, NPC-ci. Mamă, ce m-a simțit nebunul acolo. Unde să iau? O vine cineva pe aici? Da, tu. Târfă. Ok, te-am prins, bun. Ha! Unde ești, mă, Genji? A, l-a omorât aia. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cum facem. Să-mi iau ceva armură, dă-și mie armură, mai ai? Mai ai boss? Nu mai ai, am înțeles, nu mă bag. Tu ești boss-ul? Nu eu. Hai mă, vinți. Bun. E rupere acolo, ce e acolo. Mamă, ce mă enervează ăsta, Reinhardt. Deci e prea șmecher, frate. Mamă. Unde sunt ăștia? Mamă. Eu de aici, apălai. Hai mă, te-am omorât? Da, bun. Am plecat. Am omorât de fapt box skill-ul ăla al ei. Am ultimata, deci dacă e ceva, eu m-am dus pe ei. Instant. Mamă. Trebuie să-mi fac viața repede. Deci dacă e ceva, m-am intrat pe ei puternic. Q, fiți atenți. Simt Q. Păcat, adică noi primul meci l-am câștigat. Asta e al doilea, nu? Da, e al doilea. Și am mai jucat azi. N-aveți habar cât am pierdut. Dar ok că, uite, acum vin viitorile. Sperăm că vor veni. Uite pe ăla. Uite-l pe ăsta. Ia mă, hai. Du-te de aici, am te pui tu cu mine. Templar killstreak, serios? Deci n-am murit de atâta timp? Mamă, păi sunt rupere. Deci rupere sunt. Sunt cel mai șmecher din echipă. Gen, pe bune, level 13 și sunt rupere. Cu asta cu... cum îl cheamă? Bun, nu te pui cu mine, boss. Cum o cheamă pe mine? Că mi-am uitat numele la caracter.
What the fuck, era e ăsta. Unde-i mă ăsta, nenorocitul? Mamă, 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 cum vine ăștia pe aici, șacalii. Fă-ți viața. Bun. Mamă, n-am nicio șansă să ne... Deci, obiectiv B-ul e al nostru, deci nu-l ia nimeni, boss. Deci, boss, nu-l ia nimeni, boss, fiți atenți. Aici sunt pe el. Mamă, ce săritură. N-a că fac parkour pe Overwatch. N-am pomenit de așa ceva. Easy, mă. Potoliți-mă. Nu mă duc în păr, n-a intrat la glezne. Maimuță! Ghiș, ce bă, te-am omorât. Am plecat, boss. A luat viața, mă, a luat viața, a luat viața. Fifteen player kill streak, deci eu n-am murit de 15 minute, de 15 kill-uri. 15 kill-uri am făcut până acum și n-am murit deloc, jur. Sunt prea bun. Nu știu ce-i cu mine. E rupere, joc bine rău pe... Cum îl cheamă pe ăsta, dacă am uitat? Mamă! Ok. Potolește-te că nu-mi scap. Am plecat. Deci îl iubesc pe jucătorul ăsta, cred că numai cu el o să joc, dacă de o pe joc cu el. Am plecat. Na, au pierdut. Mă, vreau să mai prind și o ultimată, dar când? M-au bătut la final. Victory, bă, băiatule, bun. Hai să vedem repede ce din astea au ieșit. Cred că am luat man of the match în faza match-ului, sunt sigur. N-are cum, deci dacă n-am luat-o? A, tipa asta când ne-au omorât pe toți atunci. Dar nu mi se pare normal, are fază ce-a făcut. A zburat și s-a dat ultimată. Da. Păi, cam atât e cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri. Eu am fost Alex, iar noi, dă-i lui Alex aici. Iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!